se puse ploaia și acum nu am ce să fac, filmez așa. Sunt în parcul Romanescu și o să vă arăt parcul. Este unul dintre cele mai mari parcuri din Europa. Plouă, dar dacă tot am ajuns aici, m-am gândit să vă arăt frumusețea parcului. O zi bună de plimbat. Romantic, prin ploaie. La intrare scria că e cel mai romantic parc. Bă, să moară COVID-ul dacă nu te ia nostalgia. Te ia nostalgia în parc. Când eram mai micuț, atâta lume era în parcul ăsta. Bine, acum să zicem că e toamnă. Și de asta nu vin oamenii în parc. Dar i-a speriat COVID-ul. De dimineață, normal, mi-am făcut lucru. Și când am terminat de făcut toată treaba, o panică așa, COVID-ul. Moare lumea. Toți prietenii, nu ieși din casă. Eu n-am nicio treabă. Oricum de murit, într-o zi tot o să trebuiască să murim. Deci, nu văd de ce atâta panică. Să vă arăt niște imagini frumoase. Să vă mai destind puțin. Să vă fac să zâmbiți. Să vă relaxați după servici.
sper. Este superb. Este închis la Boriș, că luam și eu o barcă. Aș fi vrut să mă dau și eu cu barca. Veneam și cu fetele, le plimbam pe lac. Eram romantic. Bine, cred că voi nu mă crezi urăsc că eu eram romantic. Făceam și eu așa puțină figurație ca să dau bine. Bă, deci fiți atenți, nici maimuțele nu mai stau afară. Mă întreba unul dacă mai ține ursul închis în cușcă. Și i-am spus, bă, nu mai ține niciun urs în cușcă. Și nu era în cușcă. Era într-un cerc aici, uite, jos, cu gratii. Și o grădină zoologică. Așa zice, grădină zoologică, da, cred că așa îi spune. Ia uite ce față au berzele astea. Cât este de frumos. O să dăm un tur în jurul lacului. Și apoi să vedem dacă putem să bem o berică. E treaba cu vaccinul, e nasol. Aici o să urcăm spre castelul fermecat și spre pod. Ia uitați, de aici se vede podul. Sper să nu mai fie în construcție. N-am fost eu, ultima oară era în construcție. Acesta este castelul fermecat. Zici că e castelul bântuit. Mai bine i-ar spune castelul bântuit. Imagini pentru Halloween. Să nu lăsați copiii să uite. Poate să sperie. Am ajuns și la pod. Ia uitați ce frumoasă este imaginea. Haideți să mergem spre pod.
Deja s-a pus ploaia foarte, foarte tare și cred că mai stau puțin, mai trag câteva cadre și mă îndrept spre ieșirea din parc. O să mergem puțin și pe insuliță, o să trag câteva cadre și cred că după insuliță o să închid și vlogul. Insula este plină de flori. Casa lui Nicolae Romanescu este în față. O să dau un pic de zoom. Ia uitați. Și cred că aici o să închid și vlogul acesta, exact unde cântă muzica, adică orchestra simfonică. Aș dori ca și la politicienii noștri să le cânte orchestra simfonică, da? Și să le fac o simfonie mai aparte. Am fost să-mi iau aici o bere. Mi-au zis, nu se poate, COVID-ul, vaccin, dacă vreți puteți să vă duceți să vă luați din ladă, dar vă duceți și o beți prin parc. Păi da, că după ce, că nu pot nici să intru să servesc o bere pe terasă, mai trimite și în parc, ca să-mi iau o amendă mai mare, că în parc avem camere aici, în oraș, de fapt în parc, da? Și vă dați seama, mă văd ăștia pe camere, comunitarii abia așteaptă să îmi arunce o amendă. Și așa că o bere s-ar putea să mă coste 5 milioane. Adică 500 de lei, că noi suntem olteni, noi vorbim cu milioane, noi așa ne place cu milioane. Sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Sacrificiul este că am făcut vlogul pe ploaie, da? Și dacă v-a plăcut, vă mai aștept și în vlogurile viitoare. Vă iubesc, aveți grijă de voi și păstrați distanța fizică, nu socială. Multă sănătate vă doresc, numai bine!